Azi facem panna cotta și după cum poate știți, eu nu prea fac desert, dar fetele se uită la desert și na, ce să fac? Dar atunci când fac desert vreau să fie cât mai eficient, adică să fie și foarte ușor de făcut, dar și foarte bun. Și acum o să combinăm o smântână de gătit proaspătă, adică 500 de ml, cu 125 de grame de zahăr. Dacă nu aveți un cântar, ar trebui să vă luați. Amestecăm asta cu un tel și o punem pe aragaz, dar nu dăm încă drumul la foc. Și o să folosim o păstaie de vanilie, asta e păstaia de vanilie. Bucătarii zic că e superioară esenței, eu nu știu, doar că dă o culoare mișto și miroase extraordinar. Și acum, luăm păstaia de vanilie, n-am făcut niciodată asta, sper să funcționeze, și o tăiem, luăm păstaia de vanilie și o tăiem pe lung, în felul ăsta. Nu cred că asta trebuia să fac. Luăm păstaia de vanilie și o tăiem pe lung, aici. Luăm un cuțit mic și păstaia de vanilie și o tăiem pe lung, aici. Hop, și o tăiem ușor și frumos, aproximativ bine. După ce ați tăiat-o pe jumate, o să-i luați semințele. Dacă n-aveți o păstaie de vanilie, puteți să folosiți și jumate de esență de vanilie. O să pun 10 grame de gelatină în cam 50 de ml de apă rece. Asta se numește, n-am găsit foi de gelatină și folosesc gelatină praf. Se numește hidratarea gelatinei. Și amestecăm cu o linguriță. O lăsăm aici și în câteva minute se va fi transformat în gelatină. Am dat drumul la un foc mic și o să aibă nevoie de toată atenția voastră, pentru că trebuie să o amestecăm aproape continuu. O să adaug și păstaia de vanilie cu semințele. După scurt timp o să o mutăm pe un foc mai mare, pentru că durează prea mult. Ea trebuie să se reducă până la jumate și nu vreți neapărat să fiarbă. Vreți să ajungeți cum e asta, adică să aibă bule, dar nu să fiarbă. Și în scurt timp o să dea în foc. Când dă în foc, trebuie să micșorați focul și să amestecați în ea continuu. Și va trebui să fiți foarte atenți ca să nu iasă din oală. Și va trebui să fiți foarte atenți. Atenți. Și după cum ați văzut, asta se întâmplă dacă nu ești atent. Eu am vrut să iau formele și chiar am reușit să le iau. Ideea e că ea n-are nicio problemă. Oricum este un semn foarte bun ca să-ți dai seama că e gata. Când dă pe afară din oală, știi, bă, e gata, opresc focul, o iau. Acum aștept să se răcească câteva minute, după care pun gelatina în ea. Gelatina o pun aici. Și amestecăm ca să ne asigurăm că se topește uniform. Și o turnăm în 3 cupe de înghețată. Puteți să folosiți ce forme vreți. Și ar trebui să ajungă pentru 3 cupe. Trei cupe le băgăm în frigider timp de 4 ore. E și un mit că dacă nu le acoperiți o să ia mirosul din frigider. Eu nu știu dacă e adevărat, dar o fac în orice caz. Acum că se răcește panna cotta, avem niște timp pentru noi. Am să vă zic că ieșise miere afară și în spatele blocului meu e o bancă la care mai stau copii. Și nu știu, erau câțiva copii de 12-13 ani și toți ziceau, la 14 ani nu știu ce, la 15 ani nu știu ce, dar n-auzeam bine, nu înțelegeau. Și m-am apropiat mai mult și a zis un băiat, păi sora mea la 16 ani e virgină. Și toate fetele au fost, serios? Dar de unde știi? Păi am fost cu ea la spital. Și au început să râde de fata aia. Voiam să mă duc la băiatul la auzi, dar dacă tot e vorba de sex, nu vrei să eu una, vedem dacă mă mai e cu sorata de 16 ani. Și pentru sosul de fructe de pădure, o să pun 400 de grame de fructe de pădure și nu foarte mult zahăr, pentru că vreau să rămână acrișor. Maxim 3 linguri de zahăr brun, pentru că nu găsesc zahărul normal. Bă, și tocmai ce l-am pus în panna cotta, 150 de grame, că eu am memoria bună. Când toate fructele sunt moi și topite, putem să oprim focul. Le turnăm într-un blender. Și acum o să le pisăm. Puteți să folosiți orice tip de blender sau mixer, nu contează. Băgăm și sosul la frigider și după 4 ore
mi-am schimbat și tricou, că am fost la sală. Nu observase nimeni, doar să mă dau mare, nu. Da, e foarte mișto oricum, dacă vreți puteți să veniți și voi la sală, facem un autograf, vă dau o poză, ce poze mai am prin casă, vouă vi le dau. Și panna cotta este gata, o să vă învăț cum să o scoateți din formă, normal că acasă nu trebuie să faceți asta, eu o fac doar ca să vă arăt. Și o să punem panna cotta în apă fiartă, nu trebuie să fie neapărat fiartă, doar fierbinte, timp în care o să o tăiem pe margini cu cuțitul. Trebuie să vă mișcați destul de repede ca să nu se topească. Și dacă totul decurge așa cum trebuie, o lăsăm puțin să se scurgă, putem să-i batem în ăsta să se grăbească. Și panna cotta, foarte frumos. Punem și puțin sos de fructe de pădure. Și acum e timpul pentru degustare. N-am făcut-o niciodată cu păstaie de vanilie, doar cu esență, așa că o să văd acum care e diferența. Este clar mult mai bună cu păstaia de vanilie. Sosul e acrișor, se balansează. Nu e foarte dulce. La alte rețete pe care le-am încercat nu prea mi-a plăcut pentru că panna cotta era mult prea dulce, dar asta e foarte bună. Și da, cam atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem săptămâna viitoare.